Criminalul pensionarei de 78 de ani din București, omorâtă cu sângere ce săptămâna trecută chiar în propria locuință, este prahovean. El a fost prins de polițiști în zona Oborului din Ploiești și acum va răspunde în fața legii pentru fapta sa. Bărbatul are 26 de ani, este din localitatea Cioran și nu se află la prima abatere. A mai fost condamnat pentru furt calificat, ieșind din închisoare în 2005. Acesta le-a povestit anchetatorilor că a mers în apartamentul bătrânei din cartierul Ștefan cel Mare pentru că femeia s-a oferit să-i facă o cafea, în timp ce el amenaja locuința vecinilor ei. Bărbatul a lovit-o în cap cu o veioză, până când victima a murit. În baza unor date și informații a fost organizată o acțiune, suspectul fiind prins în zona Oborului Ploiești, încătușat, încarcerat, condus la sediul IPJ Prahova, unde a fost predat colegilor din București pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșit infracțiunii de omor. Totul a fost premeditat. Am muncit la dânsa. Așa? Eu într-o... la care nu pot să-i spun altfel. M-am gândit că numai așa pot să ies din anumite datorii și chestii create pentru o familie și așa. Ce ai luat de la persoana care a murit din casă? Și cum ai murit? I-am dat cu o veioză în cap. După ce a omorât-o pe bătrână, tânărul i-a luat de pe degete bijuteriile și banii din portofel și a dispărut fără urmă. A venit la Ploiești și a amanetat aurul. Dacă va fi găsit vinovat pentru omor deosebit de grav și tâlhărie, el riscă închisoare pe viață.